Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici un Golden Chest cu 553 de gold, Goblin Gang, Skeleton Barrel, Goblin Hunt și Wizard. Un Magical Chest în care avem 1504 gold, Royal Giant, Fire Spirits, Bomber, Electro Spirit, Mega Minion, Wizard și Poison. Ok, un Legendary Chest. Hai să vedem ce legendară avem. Și este vorba de un Ghost. Bun, facem 11 bucăți. Hai să ne luăm și Crown Chest-urile. De fapt, cred că e unul singur. Și avem 1129 de gold, 2 gemuri, Minion Horde, Skeletons, Lightning și Hog Rider. Bun. Ok, hai să ne întoarcem la deck-ul nostru clasic. Să donăm repede în clan. Și vom juca un match câteva meciuri în challenge. Vedem că am reușit să câștigăm primele trei challenge-uri din acest final de an, practic. Și vom juca în continuare cu deck-ul clasic, aș încerca. Hai să vedem dacă avem toate cărțile disponibile. Se pare că le avem. Ok, și mai avem nevoie de două cărți, Valkyră și... ce mai rea, cred că rachetă. Nu găsesc racheta. Da, n-avem racheta. Atunci o să luăm fireball-ul. Bun. Și hai să dăm drumul cu primul meci. Ok. Din nou turnurile sunt la level 9 și cărțile la fel, probabil. Dăm deja un fireball și am început cu triple elixir. Să dăm și un freeze aici. Trimitem hog-ul. Dăm și un fireball pe bomber. Da, și nu reușește mini pe ca să ajungă pe turn, din păcate. Punem arcașele acolo și trimitem din nou un hog-ul. Să dăm și un fireball aici. Era bine dacă reușeam un hit pe witch, pe night witch cu mini P.E.K.K.A. Dar e bine oricum. Să dăm din nou fireball-ul aici. O, excelent, am prins ambele trupe. Spunem Tesla. Și hai să ne apărăm din nou. Da, e un început destul de bun. Dăm freeze aici. Excelent, am prins și fire spiritele. Nou Tesla. Da, și ușor ne apropiem cu pași mici de victorie, de câștigarea primului match din acest challenge. Dăm direct un Eros aici. Scoatem și mini P.E.K.K.A. și ce bine era din nou dacă reușeam un hit pe Nightwitch. Ok, să punem Valkyra, scăpăm de Bomber, hai să punem Tesla aici, trimitem și hog-ul din nou în atac. Bun, da, cred că nu se mai pot schimba prea multe lucruri, dar trebuie să ținem în continuare de acest avantaj. Mai sunt 23 de secunde. Dar pare că a renunțat deja la meci. Așa că
vom pușui trupe în un atac, poate reușim un tri-crown. Imposibil bun. Avem tri-crown în primul meci din acest challenge. Și hai să jucăm în continuare. Pare foarte bună strategia cu acest deck. Ok. Începem din nou cu Tesla. Triple Elixir ar trebui să pușuiască trupe. Trimitem mini P.E.K.K.A. Trimitem și Hog-ul aici împreună cu arcașele. Dăm un freeze. Hai să dăm și Fireball-ul pe... pe muschetiră și ar fi fost... A fost bună racheta acolo, dar nu avem. Hai să vedem cum ne descurcăm cu acest atac. Din nou Hog-ul, de-aia ne prinde din nefericire cu... cu Fireball-ul și Hog-ul. Hai să vedem cum ne apărăm aici. Destul de urât. Hog-ul, o să dăm și un Nerus acolo. Bun. Scăpăm de ambele trupe, fără prea mari emoții. Cred că o să dăm un freeze aici. Un Nerus dat gratuit. Nu avea rost să-l dau. Dau Fireball aici în schimb. Oh, și excelent. Excelent. Tare. Hai să scăpăm de darts Goblin. Un pic mai greu acest al doilea meci. Dar reușim cu toate astea să ne apropiem de victorie. Din nou Tesla. Să dăm Fireball-ul pe muschetiră. Ok, și ar trebui să-i scoatem deja turnul cu acest atac. Nu reușim, dar suntem foarte aproape. P.E.K.K.A. Și Fireball-ul de final. 13 secunde din acest match. Da, și șansele lui sunt imposibile să mai întoarcă rezultatul. Bun, avem două victorii din două meciuri. Și cred că ne mai trebuie una singură să încheiem acest challenge. Da, și ultimul reward este Skeleton Dragons. Bun. Hai să vedem dacă reușim. Ar fi foarte fain să avem challenge-ul câștigat fără înfrângere. Să trimitem arcașele. Dăm aici un Eros. Trimitem Hog-ul. Să punem și Valkyra în față. Dăm și un Fireball aici și cred că și un Freeze. Bun, din nou Eros pe arcașe. Okay, și punem eu un Tesla în apărare. Ok. Da, rezistăm bine până acum. Să pun aici și de... Bun, noi reușim un hit acolo cu Hog-ul. Să punem aici arcașele. Punem și Valkyra, dăm din nou Eros-ul pe partea dreaptă. Fireball, prindem o... Da.
trimitem Valkyra. Da, o să dau aici un erou pe... pe prințesă. Și hai să vedem. Punem freeze, o să dau un erou pe cele două... pe cele două furnăsuri, deși cred că ar fi fost mult mai bună fireball-ul. Nu știu de ce n-am dat fireball acolo. Punem aici mini P.K.O. Mai am un fireball greșit. Dăm aici acum pe prințesă. Din nou un fireball acolo. Trimite minerul. Din nou un eros pe trupele lui. Trimitem hogul. Așa, trebuie să obținem victoria. Mai avem nevoie de un singur hit acolo. Nu știu dacă e suficient erosul. 93, ar trebui să-i scoată turnul. Da, și obținem și cea de-a treia victorie din acest challenge și reușim să-l încheiem astfel. Fără înfrângere. Bun, ne luăm reward-ul, obținem bifa și cam atât cu episodul de azi. Hai să deschidem și acest silver chest. Și aș mai vrea să maxăm câteva, de fapt nu să maxăm, să facem golden. De fapt nu, putem să creștem. Hai să creștem câteva cărți. Și spuneam în episodul trecut că vom mai maxa canon card-ul. Și... nu bowler-ul. Și lining-ul. Bun, hai să facem și lining-ul de level 12 și mai avem putem să mai creștem încă, să mai facem golden o nouă carte și hai să facem cu tremurul. Oricum mai sunt doar două cărți care vor rămâne fără star. Și le vom face de îndată ce vom avea suficiente star points. Bun, băi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!